Deci, voi începe cu prima glumă pe care o voi încerca. Voi pune un vierme din acesta, tip Relax Texas. Voi folosi un jig de 18 grame. E foarte bun aici. Pe apa asta apare 4,5 metri. Folosesc apa asta deoarece am văzut ceva pe sonar, mi s-a părut că este un somn. De fapt erau mai mulți. Cam așa arată prima gumă pe care o vom încerca. Ați văzut cum se pune shadul. Vom închide foarte bine agrafa, va trebui verificată nodul să fie foarte bine și vom arunca în apă. Să vedem. Două lansete au fost lansate cu peștișor, cu cărășel. Așteptăm să avem vreo trăsorică ceva. Am încercat-o câteva aruncări. Nu e o problemă. Încercăm și pe celelalte. Oricum, lumele funcționează foarte bine. Noată extraordinar. Și îl recomand cu mare plăcere pe acest domn. Când vreți să folosiți șadurile și sunt prea lungi față de cârligul vostru, eu în cazul ăsta folosesc un 3x0, se măsoară așa, se pune cârligul pe lângă gumă și ca să vă dați seama unde va ieși cârligul, puteți să înțepați un pic guma, gumița, o să se vadă după aceea și apoi, după ce introduceți cârligul de la bază, guma fiind moale se va arcui după cârlig și va lua forma acestuia, iar voi nu trebuie decât să o împingeți până la locul marcat. Iar vreau să vă arăt cum înnoată. Uitați-vă, e apa tulbure, nu prea se vede, guma fiind mai închisă la culoare, dar înnoată extraordinar de bine. Uitați-vă. Foarte bune. Deocamdată nicio trăsoare la peștișor, dar așteptăm. Schimbăm locul. Vom ridica ancora și schimbăm locul. Aici. Schimbăm un pic locul să vedem. Mergem să mai căutăm un pic. Așa. Vindem sonarul. Vedem ce e pe aici. Am și un postament pe care să-l pun, dar nu e cazul acum. Mergem un pic la apă mai adâncă. Cum se vede aici, structură. După cum vedeți, apa are 3 metri. Vom căuta un loc cu apă mai adâncă. Începe să crească. După cum vedeți, armament, gloanțe, este. Avem, dar
se pare că nu e cine trebuie acasă. Mi-am venit la colindada. Apa crește, deci se lasă ușor, ușor. 4,8. Dați un pește frumos acolo, mi se pare că e somn după arcuire. În noiembrie, vă dați seama, se prea poate să fie somn. Cine știe?